Prestații dezamăgitoare pentru echipa de cross a României prezentă la ultima ediție a Campionatului European de Juniori, în trecere găzduită de localitatea portugheză Albufeira pe 12 decembrie. Tricolorii nu au intrat niciun moment în calculele unei clasări onorabile, România ocupând la final doar poziția 13-a din cele 17 țări participante. Singurele echipe mai slabe decât cea a României au fost Turcia, Elveția, Danemarca și Slovenia, care s-au aflat în coada ierarhiei finale. Sportivul legitim al CSC CS Târgoviște, George Preda, s-a clasat pe locul 89 în topul individual, obținând penultimul timp dintre cei 5 colegi de echipă. Competiția din Portugalia a fost câștigată de echipa Marii Britanii, podiumul fiind completat de reprezentativele Portugaliei și Rusiei.